mișcare, relaxare, spații verzi, parcuri, locuri de joacă și terenuri de sport. Orădenii au parte de toate acestea și se bucură din plin de investițiile făcute în acest domeniu în ultimii ani în oraș. În parcul Ion Cebrătianu, de pildă, oamenii au la dispoziție o pistă de alergare sintetică, care se întinde pe o distanță de mai bine de un kilometru. Și tot aici este amenajat și un teren modern de sport. În parcul acesta avem și un traseu pentru jogging. Sunt foarte multe terenuri pentru basket, pentru fotbal, pentru ping-pong. Spații verzi sunt o grămadă, deci sunt o grămadă de parcuri și e un oraș foarte dezvoltat. În 2008, potrivit datelor oficiale de la acel moment, în Oradea erau 510 hectare de spații verzi. De atunci, lucrurile s-au schimbat în bine. După o zi de lucru, câteva clipe de relaxare în aer liber sunt mai mult decât binevenite. Iar în Oradea, aerul curat este din belșug. Peste 530 de hectare de spațiu verde existau în oraș la sfârșitul anului 2019, iar în perioada următoare, autoritățile intenționează să crească această suprafață de spațiu. Concret, de la aproximativ 24 de metri pătrați de spații verzi pe cap de locuitor, se dorește extinderea suprafeței până la 30 de metri pătrați până în anul 2030. Încercăm tot timpul să dezvoltăm noi zone verzi și avem și un principiu. Dorim ca fiecare locuitor al municipiului Oradea, la 5 minute de mers pe jos de locuință, să ajungă într-o zonă verde, într-o zonă de relaxare, într-un spațiu verde. Pentru îndeplinirea acestui principiu, autoritățile municipale au adoptat o strategie care urmează să fie dezvoltată în următorii 10 ani. Cum investițiile făcute în infrastructura rutieră au afectat inevitabil zonele verzi din municipiul Oradea, s-au căutat soluții care să compenseze și să le readucă locuitorilor spațiile de relaxare. Am identificat cartierele din Oradea care au un deficit de spații verzi. Am identificat în aceste cartiere suprafețe de teren care sunt disponibile, au fost rezervate în planul de urbanism general. Există o strategie care blochează aceste amplasamente. În perioada următoare, municipalitatea își propune să expropieze și să cumpere zonele respective, iar cu fonduri europene din exercițiul bugetar 2021-2027 să amenajeze noi spații verzi. Iar în paralel, pe un teren degradat de aproape un hectar din cartierul veteranilor, a fost amenajat cu finanțare europeană un nou parc în prima parte a lunii septembrie. Parcul veteranilor face parte din cele 5 coridoare verzi care sunt în plan până la sfârșitul lui 2020. Coridoarele însumează 12 hectare. Sunt noi spații verzi pe care municipalitatea le pune la dispoziția oamenilor, ceea ce face ca până la finalul anului fiecare orădean să beneficieze de 27 metri pătrați de spațiu verde. Regenerarea zonelor degradate din oraș sau programe de împădurire sunt proiecte concrete anunțate și asumate de autoritățile orădene pentru următoarea perioadă. De asemenea, parcuri deja existente urmează să fie reabilitate și pentru acestea se dorește accesarea de fonduri europene. Specialiștii pregătesc în mod constant documentațiile necesare. De îndată ce o axă de finanțare este posibilă, proiectul este depus. Cam așa se face treaba în Oradea. Treabă se face și pe partea de curățenie în municipiu. Din 2008 s-a pus accent pe ideea ca acest sector să fie unul exemplar. O problemă, spune viceprimarul Birta, era cu pubelele de gunoi. În anii trecuți, diferiți oameni împrăștiau deșeuri pe lângă containere. S-au luat măsuri și în acest caz. Sunt închise, sunt cu acces controlat. Fiecare cetățean care vine să-și depoziteze deșeurile are o cartelă, ca și cartela de acces în bloc. Plus, firma de curățenie care se ocupă de salubritatea stradală este controlată la sânge de către organele noastre de control din primărie și poliția locală. Cetățenii indisciplinați, care nu respectă regulile și aruncă gunoaiele pe jos, sunt amendați. În oraș, în special în zona centrală, sunt patrule care verifică dacă oamenii sunt responsabili și au sau nu grijă de orașul în care locuiesc, ori pe care îl vizitează. Mai sunt multe de făcut, sunt de părere autorităților orădene, pentru ca orașul să fie și mai frumos, și mai curat, și mai sănătos. Este o dovadă de modestie și totodată de ambiție. Este un exemplu, așa da, de cum trebuie făcut administrația. Să vrei
mai mult pentru comunitatea în care trăiești și pe care o conduci. Asta înseamnă să fii lider. Și asta trebuie să ceară fiecare cetățean de la cei cărora le încredințează, odată la 4 ani, destinele lui.